Psalm 136, 1 through 3, 24, and 25. Give thanks to the Lord, for he is good. His love endures forever. Give thanks to the God of gods. His love endures forever. Give thanks to the Lord of lords. His love endures forever. He gives food to every creature. His love endures forever. Give thanks to the God of heaven. His, his love endures forever. Mark 1, 14 and 15. After John was put into prison, Jesus went into Galilee, proclaiming the good news of God. The time has come, he said. The kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. Amen. Praise the Lord, O my soul. Amen. 2 Timothy 1, 7. God has not given me a spirit of fear, but of power, love, and self control. Amen. Amen. John 3:16 For God so loved the world that he gave his only begotten son whoever believes in him shall not perish but he have, have eternal life. Amen. Ce minunat. Ce minunat să fim în casa Domnului. Ce minunat să auzim cuvintele Domnului prin versete, prin cântare, prin uh, predică, prin tot ceea ce facem aici, Lăudați să fie Domnul! Iubiților, haideți să ne bucurăm în seara aceasta în continuare și să, așa cum a spus Leimistră, să nu lăsăm focul să se stingă, să continuăm, să dorim să fim tot în prezența Domnului, pentru că cu El e așa de frumos, cu El e așa de bine! Domnul să ne binecuvintează. Dorim să continuăm închinarea din seara aceasta și aș dori ca Domnul să binecuvintează pe fratele Jason, care va avea un mesaj în limba engleză. Domnul să-l întărească și să-l sprijinească și să-i dea putere și noi să putem să ne zidim sufletele noastre. Amin. Praise God! Amen! 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 I think we ate too good, because now we're kind of... Oh, amen, you know... So, uh, today I'll speak in English. Um, English is my first language. Uh, my parents taught me Romanian. I was born here in America, but I always like to speak Romanian more. I don't know why. It's very interesting to speak a language that most people don't understand. And I don't know. It's nice like that to carry on the culture. God willing, if I have children, me and my wife, we hope to teach our children Romanian too. Praise God. So, um, I work at. Uh, <clears throat> Beaumont in Royal Oak. I work at the hospital and um, it's been busy, very busy, especially with all the COVID going on and people coming to the hospital because they think they're sick. And um, I meet very many different people there, very many different cultures. Some people speak English, some people don't. Very, all different kinds of people. And the one thing I've always loved about the hospital is that most people there are suffering most people are going through something, some kind of trial, either they're not sure about their life or they don't know, and they're searching for something. in my opinion, one of the best places to tell people about god is the hospital, because people that, who are not christian, they don't know what to look for. they look for the doctor to save their life. they look for medicine. but they don't realize that what is going to save their life is jesus christ. that's what will save their life. Uh, about two, a month ago, i should say, um, i had this one patient um, she was a woman who was about 34 she was very young um, her kidneys were failing uh, her liver was completely done um, she was basically basically dead but she was still alive they kept her alive through dialysis and other ways um, but you couldn't talk to her she wouldn't speak to you it was pretty sad she was dead but uh, the family was there and uh, I was supposed to go in and draw some blood to take to the lab to test. And um, as I was drawing her blood, I, I said, You know, in my heart, I felt I should pray for her. And it's strange because growing up, I've never seen, at least not me, I haven't seen many Christians go and pray for people outside of the Romanian community. I've just seen um, inside my church. And that was just when I was a kid. I'm not saying Romanians don't do it, that's just what I saw. And growing up as a kid, I thought just in church we should speak in tongues and have prophecies and see visions. I, that's, all, that's what I believed. And as I was drawing this lady's blood, I had the feeling to pray for her. And I, the family was there, and I asked them, I said, if you guys don't mind, I would love to pray together with all of you. And they all looked at each other, they said, yes, please. I prayed, and um, it was like a fire that came through me. And I know the Holy Spirit was there. And I felt his presence as I was praying for a stranger that I didn't even know. And I said, Okay, um, thank you all for letting me pray for your, for, um, your family member. Um, I hope everything goes well. God bless you. Have a good day. Um, as I went throughout my day, I, I couldn't work. Uh, I kept having my mind on her, and I kept thinking uh, something told me you need to pray more. You need to pray for that person more. You didn't pray enough. So I went by myself, I took my lunch break, and I went and prayed by myself in a room. And as I prayed there, God showed me a vision for this woman. But I was scared because I wanted to go tell them what I saw, what God showed me. But I was scared because I've never been to a stranger to tell them, hey, look what God showed me. Look what God spoke to me. I've always, it was somebody I knew, somebody I, either a family member or somebody I went to church with. So I said, okay, God, I'll, I'll let you, uh, I'll give you, give me a sign if i come across one of the family members in the hallway or something it's a big hospital so i said if i come across one of them um, then i know it's a sign to go talk to them and as i was working about an hour past and uh, sure enough her sister comes and uh, she asked me she said hey where's the cafeteria and in my mind she didn't even realize i was like okay i have to come tell you something important so i told her i said whenever you guys are all together i will come back in the room and i will speak to all of you so, all the time passed, they got back together. I went back to the room and I told them this. I said, Now, this is new for me. This is the first time I've ever spoken to a stranger. This is the first time I've ever talked to a stranger about something that the Holy Spirit has showed me. So, just understand, I'm just as shocked as you are. So, I started to tell them, I said, I saw her in a field of grass and it was beautiful. And she was beautiful. And I've never seen her outside of the hospital. In my vision, she looked happy. She, had full of, she was full of peace. And it, it was something that, I, one of the most beautiful visions the Holy Spirit ever showed me in my life. And I told him, as she was walking in the field, it started to rain rain, but r real bad rain, like a bad storm. And she kept walking, but she started to run. And as she ran, the storm she got out of the storm, and it became sunny and beautiful again. And the grass was green and the trees were beautiful and the sky was blue. And not too long passed, and then more rain came, and another storm came. But then she ran again, and then it was beautiful, and it was, the light was shining from the sun brighter than the times before. And I, I told them I said, I could sit here all day and tell you what this means, but to be quite honest, I, I can't tell you what God has showed me what it means. I was told to tell you what this, what I saw, and you are to take this. And most of them weren't Christian, but I promise you, every single one in that room was crying. Every single one in that room was saying, Praise God. And they weren't even Christian. Imagine that, praise God, that He shows even strangers His power. That's right, yes. And not only for them, but for me, how much it, it, it showed me that God isn't just working in here amongst us, He's working out there amongst strangers who don't know His name. Through us. We're not meant to just talk in Romanians here. There's Americans, there's Muslims, there's all kinds of people here that we need to talk to, to reach out to. Yes. And uh, I found a verse <clears throat> that fit really well. Uh, it's in uh, Romans chapter 8, verse 26. Romans chapter 8, verse 26. Um, if they don't put it on the screen, that's okay. Uh, it's not too many verses; it's just three verses. But anyway, I'll go ahead and read. Here it says, "In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but words cannot express. Or no, no. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us with groans that words cannot express." and he who searches our hearts knows the mind of the spirit because the spirit intercedes for the saints in accordance with god's will amen. amen this is so beautiful in the same way the spirit helps us in our weakness my weakness was having faith to go tell those people that vision i this satan told me don't go tell them they're strangers they don't know god they're going to think you're crazy they're going to think what you say is wrong and I prayed and I prayed, and God gave me the strength. And I told them, and they were, they were so happy that I told them. And I was happy. And I went home and I couldn't, I went and told Bianca, I was so happy. I was so excited that God worked, and I saw His works. God is good. All the time, God is good. And we don't deserve a God that works through us. People who are sinners, who sinned every day, and still He cleaned us through His blood and gave us His Holy Spirit, His gifts. For us to show the people out there that we serve a glorious and powerful God. Amen. And let's pray to Him and ask Him for any kind of power that we need to talk to these strangers. Amen. Amen. We Și textul este cel care este pe programare, de la Filipeni, capitolul 4. Poate dacă mi-l pui pe... Vă citesc mai bine de acolo. De la versetul 10 până la versetul 14, inclusiv. Uh. Am avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă înnoiți iar în sămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prolejul. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc merit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pentru tine m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Dar bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Mă bucur să fiu în mijlocul dumneavoastră. Nu am fost de multă vreme, adică mai exact de când a început pandemia aceasta nu am fost. Deși aș fi putut să vin, dar am spus așa mai acum în perioada asta fiecare cu membrii ei. Știți, cam așa că se spune, only members. Adică numai pentru membrii biserica, pentru că așa au fost situația, a trebuit distanțare socială, deși mă gândesc că noastră nu era mare problemă. Dar am zis, nu mergem în perioada asta la nicio altă biserică decât la Pardis și așa atunci mergem când, când suntem programați, că la Pardis suntem mai mulți, mergem cel puțin până astăzi am mers cu, pe alfabet, o dată dimineața după masă, acum astăzi o zis că de astăzi o să mergem toți să vedem dacă cel puțin azi dimineața am fost toți, nu după alfabet, Rămâne să vedem dacă lucrurile vor merge așa sau se vor întoarce înapoi. Sigur, Dumnezeu a îngăduit vremea aceasta. Mă ce pot să vă spun că mi-a fost dor de dumneavoastră să vă văd. Și am avut bucurie când fratele m-a sunat, să pot -aia și planificarea la noi. Deși am văzut, am văzut când a pus planificarea pe uh, Info, Oseana, dar bă, zic că pentru ei, nu m-am uitat. Atent că, de fapt, și eu sunt planificat. Și m-a sunat fratele, mi-a spus, și am zis, e ok, așa să vin duminica asta ca să... Nu, mi se... nu că Domnul poate turna oricum, că dacă nu toarnă El, e degeaba. Dacă El tornă, toarnă și dar e mai bine pentru noi ca oameni să nu fim prea prinși în multe lucruri deodată. Așa că am acceptat să venim în seara aceasta la dumneavoastră, să ne bucurăm împreună de cuvântul Domnului, de părtășia frățească, de părtășia în rugăciune, că chiar cred că a fost o seara deosebită de rugăciune. M-am bucurat aici împreună cu dumneavoastră de, de, de rugăciune și de cântarea, de laudă și... Duhul meu a fost înviorat împreună cu dumneavoastră. Și-aș putea să vă spun că dacă ar fi să pun o piatră de aducere aminte, aș putea să-i pun numele Benezer. Vedeți? Până aici, Dumnezeu ne-a ajutat. Până aici, Dumnezeu ne-a păzit suntem bine, sănătoși, slavă Domnului, cel puțin din în știm, nu am fost atinși de boala asta, că s-ar putea să fim și să nu știm, dar așa, deci încă nu am avut simptomă și nici n-am simțit și Domnul știe mai multe. Dar ne bucurăm de Harul Lui și de protecția Lui și în toate El ne poartă de grijă și la urma urmei suntem în mâna Lui. Dacă El îngăduie, trecem. Că oricum, le spuneam Spuneam la cineva, la unul dintre frații mei, care era mai... Așa, el nu, nu se ține de pocăință și era așa un pic mai... Și zice, bă, dar am avut un prieten și a murit de ăsta. Am spus, auzi, dacă nu murea de COVID, cădea pe scări și tot murea. Că i s-au gătat zilele, că așa scrie Biblia. Înainte să fi fost anul 139, așa scrie. toate zilele mele au fost scrise în cartea ta, numărate din cartea ta, înainte să fi fost vreuna din ele. Și când ăstea s-au sfârșit, numărul lor, bolnav, sănătos, tânăr, bătrân, nu contează când s-a sfârșit, te duci, pentru că s-a sfârșit. Și, ca să spunem așa, că suntem în mâna lui Dumnezeu și ne încredem în El și în Harul Lui și uh, suntem încredințați că nu ni se întâmplă nimic. Eu chiar cred, credeți-mă, acum asta, înainte ca să intru în câteva gânduri din text. Când scrie Domnul când spune Domnul Iisus Hristos în Evanghelie, cât despre voi, până și firele de păr din cap vă sunt numărate și că niciunul din ele nu cade, fără de Dumnezeu, eu chiar cred așa. Că unii o interpretează, că unii spun, mă, da, asta e așa, numai ca să vezi cât de... Eu chiar cred că Dumnezeu ne ține nu mărul firelor din capul nostru și le știe. Eu chiar așa cred. Că unii nu cred, eu nu știu ce să zic, dar eu chiar așa cred. Că Dumnezeu ne poartă de grijă în toate lucrurile. Că dacă Domnul zice tot acolo, zice, dacă uitați-vă cu băgare de seamă la păsără cerului și la crinii de pe câmp, că Dumnezeu le poartă, oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât toate acestea, decât păsără cerului și decât crinii de pe câmp, care astăzi sunt și mâine au dispărut? Și dacă suntem mai depărăți, chiar cred că Domnul ne numără chiar și firele noastre de păr din cap. Așa, până acolo cred că Dumnezeu are grijă de noi. De aceea suntem în mâna Lui și suntem credințați că tot ce ni se întâmplă, ni se întâmplă prin voia Lui Dumnezeu. și -o, Domnul să fie binecuvântat pentru toate. Să vă am câteva gânduri din textul din seara aceasta. Știu că ați parcurs pistola către Filipeni de ceva vreme bună. Așa, mi-amintesc chiar că, cred că am fost chiar la prima lecție, am nimerit când fratele meu el a început studiul și a pornit pe Filipeni. Și acum sunteți spre sfârșit. Sigur, poate multe dintre lucrurile care le ziu s-au spus și nu e o problemă dacă s-au spus, ni le reamintim pentru că. Deci, o vorbă românească, repetiția este mama învățăturii, și dacă ne le repetăm și dacă ne le spunem mereu, nu facem decât să înțelegem că trebuie să le trăim și că avem nevoie de ele. Sigur, ce putem spune despre epistola asta, că e puțin diferită decât toate celelalte epistole și chiar unii o numesc epistola bucuriei termenul acesta de bucurie, bucurați-vă, ne bucurăm, m-am bucurat, e scris de foarte multe ori în epistola aceasta. Și încă ceva, epistola aceasta n-a fost scrisă sau n-a fost generată de o problemă pe care filipeni au avut, cum a fost corintenii, cum a fost Galatenii, cum a fost Fesenii, s-au confruntat cu anumite probleme, nu că nu erau câteva probleme, dar nu asta a fost motivația pentru care epistola aceasta a fost scrisă, și epistola aceasta a fost scrisă ca un răspuns de bucuria lui Pavel către Biserica din Filipi. Pavel a fost în închisoare și cei din Biserica din Filipi obișnuiți cu dărnicia, că dacă vedeți apostolul Pavel niciodată deci și chiar de două ori mi-ați trimis, deci nu erau la prima, prima lor lucrare de dărnicie, i-au trimis ceva lui Pavel în închisoare. Și ca răspuns la darul pe care l-a primit Pavel în închisoare, de la ei prin Epafrodit, apostolul le scrie înapoi, îl trimite pe Epafrodit înapoi și le scrie această epistolă. Ca o mulțumire, ca o, ca o bucurie pentru lucrarea pe care au făcut-o pentru el. Sigur că toată epistola asta nu se poate ca apostolul Pavel să nu scrie ce trebuie să facă oamenii aceștia și despre, nu, chiar scrie, zice, mie nu -mi este greu, epistola asta spune, să vă spun mereu aceleași lucruri, dar vouă vă sunt de folos. Chiar dacă probabil filipenii trăiau în mare această credință după cuvânt, zice, fost nu nimic, mai trebuie să vă scriu, să vă aduc aminte, să vă țin treci. Și chiar versetul de aici zice, ce-ați învățat de la, și ce-ați primit de, și auzit de la mine și ce-ați văzut în mine, faceți și Dumnezeul Păcii va fi cu voi. Pentru sigur, dacă ne uităm pe toată, pe parcursul acestei epistole, sigur, multe adevăruri și multe învățături, apostolul le, le scrie filipenilor, dar în sine epistola a fost scrisă ca răspuns la dărnicia pe care ei au făcut-o. Și l-au trimis pe Mafrodit, cu darul lor, și apoi sigur că știm că Epafrodit s-a îmbolnăvit, a fost aproape de moarte, Domnul a avut milă de omul acesta și când s-a făcut sănătos, le-a trimis înapoi pe Epafrodit și l-a trimis și epistola aceasta a bucuriei și a, a, a frățietății care era unei ei, zice, știți voi filipenilor, zice că nici o biserică n-a fost așa de aproape cu mine, așa de în ce privește darea și primirea. Era o relație mai deosebită între ei și de ce niciunul dintre biserici nu a fost așa de, de, aproape de mine, să -mi poarte de grijă pentru nevoile mele, să fiți gata să, să mă ajutați. Și ca și, da, știți voi, filipeni, în sfârșit filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește darea și primirea afară de voi. Și sigur că se naște această epistolă care rămâne. Acum, din textul nostru, versetul la care m-am oprit și de ca, la care o să pornesc în câteva gânduri, este versetul 13 care spune, Pot totul în Hristos care mă întărește. Și avem să vedem câteva lucruri pe care apostolul le poate face, pentru că este în Hristos. Și le face într-un mod deosebit. Tocmai pentru că este în Hristos. Și în versetul 10 zice, am avut o mare bucurie în Domnul. Că în sfârșit ați, avut, ați putut să vă înuiți iarăși simțul în dintre voastre față de mine. Am avut o mare bucurie în Domnul. Adică, spune el, în Hristos am putut să mă bucur. Că în sfârșit ați avut și vă nuiți iarăși simțămintele voastre de mine. Acum, sigur ne spune, păi și normal că ai putut să te bucuri, că doar tu ai primit ceva și e, nevoile tale au fost împlinite și normal să se bucure. Dar vedeți, Apostolul Pavel e foarte atent și zice, nu zic lucrul acesta, următorul vers zice, nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele. Nu de asta mă bucur. Nu asta e motivul bucuriei mele, că mi-ați împlinit nevoile? Nu. Ci motivul bucuriei mele este că ați avut iarăși parte să, să vă înnoiți simțiile, să simțiți din nou împreună cu mine, zice. Zice, voi do mult doreați lucrul acesta, să faceți lucrul acesta, dar ce vă lipsea prilejul? Și am o găsit cel mai bun prilej. Și bucuria mea a fost pentru că sunteți părtași la lucrare. Mă bucur de lucrul acesta, că sunteți părtași la lucrarea lui Dumnezeu. Știți? Lucrul ăsta nu prea poți să-l faci, să te bucuri de cei de lucrarea celorlalți, când nu ești în Hristos. Sigur, sunt multe bucurii care avem și nu neapărat trebuie să fii în Hristos. Și sigur, cred că am mai vorbit aici despre bucuria pe care o avem în Hristos, și m-am referat acum, cred că nu sunt chiar sigur dacă am vorbit la noastră, dar am vorbit atunci mult despre acea bucurie pe care avem în nădejde. Când zice, ba mai mult putem să ne bucurăm chiar în necazurile noastre. Că și necazul ce biruința în încercare, răbdarea ce biruință în încercare, biruința duce cercarea și nădejdea și nădejdea aceasta nu înșală că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre. Și aceasta este în Hristos, această bucurie în necazuri, în astea, pentru că privim în nădejde. Dar există o bucurie a Apostolului Pavel care zice eu m-am bucurat de faptul că lucrați, că sunteți părătași la lucrare, că ați fost deosebiți la lucrare. Și în special, dacă vă uitați, bisericile din Macedonia, că Filip era o cetate din Macedonia, dacă bine ne amintim, Apostolul Pavel scrie în cartea Faptul Apostol, a avut o vedenie cu un om din Macedonia care a spus trece în Macedonia și ne ajută-ne și prima cetate în care s-a oprit care a fost? Filipi. Nu, acolo s au oprit prima, acolo a vestit Evanghelia, acolo s-a pocăit Lidia, acolo s-a pocăit o roabă care avea un duc de ghicire, acolo s-a pocăit temnicerul din Filip și probabil cu ăștia a pornit biserica din Filip. Și știți că, zice, voi, zice ce nu știți, macedonienii din sărăcia lor, Lucie, au făcut o, o, o comoară de dărnicie. Și zice apostolul, noi am bucurat, ne-au rugat să, să, fim părtași la această, la această, să fie părtași la această strângere de ajutoare. Oarecum, zice, eu am vrut să o ocolesc, dacă vă uitați acolo în, în, cred că, 2 Corinteni, prin capitolul 5, de versetul 8, acolo zice, am vrut, zice, să, nu, cei cu, în capitolul 8, cred că zice, deci am vrut cum să-i ocolim pe, pe macedonian, dar ei ne-au stăruit, vrem să fim și noi parte. Ei, ca să poți să te bucuri de astfel de oameni, nu poți decât în Hristos. Pentru că în firea noastră pământiască este invidia. Știți, faptele firii pământești zice, în românește zice pisma, e tradus pentru un cuvânt mai vechi, care e același lucru cu invidia. Invidia e un cuvânt mai nou, Cornelescu când a tradus, a tradus pismă și oriunde găsim cuvântul pismă în scriptură, de fapt, invidie, sunt sinonime, ei în, în, inima noastră este invidie. În firea noastră pământiască este invidie și când îl vezi pe fratele tău că cântă mai bine ca tine, dacă nu ești în Hristos, nu poți să te bucuri. Dacă îl vezi că predică mai bine ca tine, nu poți să te bucuri. Și uitați-vă noastră prima crimă din istorie. Din istoria, mea, de ce se întâmplă? Pentru că Cain a fost invidios pe fratele său, l-a Și nu a putut privi în dragoste. Și a zis, mă, dar jertfa lui ăsta a fost mai bună, mă. Păi l-a primit Dumnezeu. Păi, ia un de ce? Păi ce sunt eu mai slab ca fratele meu? Sunt? Cum adică? De ce n-a fost jertfa mea bună? Înțelegeți? Dacă nu ești în Hristos, niciodată nu o să pot să mă bucur de lucrarea fratelui meu. Pentru că în firea mea pământească este invidie. Și-o mai dau un exemplu. Ioab a fost printre unii din cei mai buni capitani al lui David, nu? A fost mai mare loștile lui David și a birit în atâtea războaie. Și a fost bun în ceea ce făcea în ale războiului. Dar știți că într zi David a zis unui altul al lui Amasa, e Amasa am să te pun că pe tine au în locul lui Ioab. Și a zis, bă, dacă ajunge asta să fie mai bun ca mine. Și când s-a întâlnit cu Ioab, cu Amasa, Ioab cu Amasa, și a zis, ce a făcut cu el? L-a prins de barbă și a zis, vină să te sărut, frate. Adică un semn al bucuriei. Mă bucur că te văd, frate. Însă, cu sabia, l-a tăiat. Și l a omorât. Pentru că n-a acceptat, bă, vine unul mai bun ca și mine. Unul mai grozav ca și mine. Nu. Spune, nu se poate. Eu trebuie să. Asta este între noi. Și uitați-vă, zice cartea Eclesiastului, nu? Deci am văzut că. Acum mi e greu să, să, să găsesc, dar Eclesiastul 4 cu 4, dacă poți să-mi-l pui. A zice acolo, da, am văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru are temeiul numai în pisma unui asupra altuia. Și aceasta este o deșertăciune și o după vânt. Numai din invidie. Pentru că fiecare vrem în felul nostru să fim mai buni, să fim mai grozavi și dacă suntem mari și se ridică cineva lângă noi, avem toată grija, dacă nu suntem în Domnul și nu suntem în Hristos, avem toată grija să nu crească. Deci este o vorbă românească, de ce la obla copacului mare, nu prea crește nimic. Și cam așa se întâmplă cu noi când nu suntem în Hristos. Dar când suntem în Hristos, putem să ne bucurăm de lucrarea fiecăruia dintre noi. Și dați-vă la Pavel, nu numai de filipeni se bucură el, nu numai de faptul că lucră, uitați-vă, și aici zice versetul să îndemn pe Vodia, pe Sinchitia, să fie într-un gând, Poți au lucrat cu mine, le vreau să fie în același lucru. au lucrat împreună și pe tine, adevăratul meu tovarăș de slujbă, și cu Clement, și cu ceilalți cu care am lucrat împreună, câtă bucurie răsare și câtă, câtă dragoste față de oamenii aceștia care au lucrat împreună. Înțelegeți? Dar nu numai, uitați-vă în Corint dezbinări. Unul sunt al lui Pavel, unul sunt al lui Apolo, unul sunt al lui uh, altul al lui Hristos. Ce ce apostol? Stați mă un pic, păi, dacă n-ar fi fost în Hristos, ar fi sustați puțin. Păi eu sunt părintele vostru, ce aveți voi cu ceilalți? Eu am fost prima dată în Corint, am stat la voi vreun șase luni, v-am vestit Evanghelia, am dus greu și acum voi veni să... Nu? Păi spus, mă, noi suntem împreună slujitori. Hristos trebuie să fie între voi a lui Hristos sunteți. Deci eu n-am botezat măcar pe puțin de acolo dintre voi. Dar eu am sădit, Apolo a udat, dar cel ce a făcut să crească este Domnul. Voi sunteți a lui Hristos, n-aveți cum să-L împărțiți pe Hristos. Și știți ce zice în versetul, capitolul 16 din 1 Corinteni? Zice, l-am rugat mult, am stăruit de Apolo să vină la voi. Dar nu a putut să vină. Va veni când va avea înlesnire. Dar asta nu poți face dacă nu ești în Hristos. Când știi că este un rival, că știi că este o grupare care spune O, eu sunt al lui Apollo. Dacă ești în firea pământească, nu o să poți să spui niciodată la Apollo. Apollo, du-te la frați. Du-te și vestește. Du-te îmbărbătează. Du-te zidește-i pe frați. Asta nu poți face decât în Hristos. Nu poți să te bucuri decât în Hristos, de lucru altuia, de părtășia cu frații. Nu? Se spune Petru și Ioan la poarta frumoasă. Petru ca și Ioan. Știți că până când nu s-au schimbat oamenii aceștia, că să vedeți că nu credeți că ei au fost mai deosebiți până Duhul Domnului nu a schimbat și n-au înțeles ce înseamnă în Hristos. Cel puțin de două, dacă nu de trei ori, oamenii ăștia erau interesați care va fi cel mai mare. Nu? De câte ori găsim în Scriptură că s-au certat pe drum și când au intrat în casa Domnului, despre ce vorbeați? Și acum ei s-au codit și Domnul a cum îl vedeți? Trebuie să fii cel mai mare? Să faceți asemenea lui? Nu? Sau altădată au venit cei doi fii al lui Zebedei și zis, Doamne, dar noi vrem să fim unul la dreapta și unul la stânga ta și vrem... Domnul, asta nu atârnă de mine. Să o dau și numai celor ce le Și apoi le-a spus, între voi să nu fie așa. Împărații pământului stăpânesc peste neamuri, dar între voi nu să nu fie așa, ci cine vrea să fie cel mai mare, să fie slujitorul celorlalți. La poți să faci asta dacă nu ești în Hristos? Nu poți. Pentru că în firea noastră pământească nu stă asta. În firea noastră pământească este așa cum am spus pisma sau invidia și din invidia noastră nu vrem decât noi să fim cei mai buni, cei mai tari, cei mai văzuți, cei mai lăudați și cei mai cei. Înțelegeți? Dar în Hristos, când sunt în Hristos, mă uit la El și trăiesc ca și El și sunt în Hristos și atunci pot să iubesc pe toți. Și spunea Ioan în epistola sa și în a doua și în a treia epistolă, dar în epistola treia zice acolo, de zice, eu n am mai mai alte bucurie de decât să văd pe copiii mei că umblă în adevăr. Și nu vorbea despre copiii lui fizici, ci despre copiii spirituali, despre cei care le propovăduise Evanghelia, despre cei care îi vedea acum că cresc. Chiar și adevărul, zice, mărturisește despre Dimitrie, că e un om bun, zice, și un om deosebit. Toți mărturisesc despre el. Poți să faci astfel de afirmații când nu ești în Hristos? Doar în Hristos poți să le faci cu toată inima și cu toată bucuria. Că poți să uh, 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 îl prinzi pe unul de barbă și să spui, vino frate, să te sărut, ca apoi să-i tai gâtul sau să-l omori cu vorba sau să-l omori altfel, se poate. Dar ca să ai o relație și o relație de bucurie și -o de dragoste cu frații, pentru lucrarea lor, pentru ceea ce fac, asta numai în Hristos. Se poate. Și de ce Apostolul? Pot totul în Hristos. Pot să mă bucur de, de, de bucuria voastră că ați avut această, acest har, această uh, oportunitate să vă nuiți iarăși simțămintele față de mine. Păi un al doilea lucru pe care Apostolul îl spune, zice, știu să trăiesc smerit. Știu să trăiesc smerit. mei, la fel, a trăit smerit în sensul cuvântului Dumnezeu, din nou nu poți să trăiești fără Hristos. E adevărat că există o formă de smerenie, să zic. Știți, despre care Pavel vorbește, are Filipenul Colosenilor, zice, de ce vă supuneți la lucruri ca și acestea, acolo să nu cât le vorbește, nu atinge, nu gusta, nu. De ce toate aceste lucruri au o uh, întrebuințare și o un dar de a, de a uh, prezenta o formă de Evlavie, dar zice, nu sunt de niciun preț împotriva gădilării firii pământești. Și de multe ori și noi suntem tetați, așa, ne uităm, de exemplu, la Hab în Biblie care când a fost s îmbrăcat într-un sac de păr, pășea mărunțel, nu vorbea. Și de multe ori luăm atitudinea asta, ce mod, dar noi suntem smeriți. Dar în realitate de multe ori suntem mândri de felul nostru de zmerenie. Și am întâlnit astfel de oameni care, o de frate, sunt și avea și o atitudine de umilință și de... Dar nu prea e vindicat, să zic să-l calci pe picioare sau pe bombeu, cum se zice în România, da? nu știu dacă și aici se folosește lucrul acesta, dar când îl super pe cineva, atunci vezi cât e dezmerit. Dar, revenind la smerenie, mă și în dicționarul limbii române, smerenie zice el o umilință, evlavios, zice a îndeplini ritualele religioase foarte strict, tot așa, altă cea smerenie. Dar este interesant când zice a se smeri. acolo două definiții foarte interesante, se zice, a se smerenie, zice a manifesta o atitudine de recunoaștere a, a superiorității și puterii altuia. Asta înseamnă să te smerești, să recunoști superioritatea și puterea altuia asupra ta. A te închina, a, 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 a recunoaște că El e stăpânul tău. Și până la urmă asta înseamnă smerenie. Înțelegeți noi că smerenia înseamnă să-L recunoști în toate căile tale pe Domnul. Cum a... Deci, smerenia este opusul mândriei, sunt antonime. Și când te gândești la mândrie, ești acolo când îl pui pe eu, în față. nu așa? Și am povestit-o mai acum despre invidia care îl scoate pe eu în față. Pentru că, până la urmă, dacă ne gândim la mândria lui Lucifer, tocmai asta a fost. Dar de ce să fie Dumnezeu mai presus ca și mine? Pot să fiu și eu ca și El. Chiar mai presus de El. Ei, smerenia este tocmai opusul mândriei. Că spune, nu Uh, 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 zice, Dumnezeu iubește pe cei smeriți, dar stă împotriva celor mândri, nu? Adică mândria și smerenia sunt două lucruri care sunt opuse. Nu poți să fii mândru și smerit în același timp. Poți să fii mândru de smerenia ta, de forma ta de smerenie, dar nu poți să fii smerit în același timp. Și atunci, dacă mândria ai când îl ridici pe eu, pe tronul inimii tale și în viața ta, smerenia înseamnă să-l pui pe altcineva, pe tronul vieții tale adică pe Dumnezeu. Să-L recunoști ca stăpânul tău, să-L recunoști dependența de El. De ce Domnul Iisus spune, dacă nu vă faceți asemenea unor copii? Sigur, mai spune, dacă nu sunteți la răutate ca și copiii. Dar copiii sunt dependenți de părinții lor în totalitate. Nu prea pot face multe lucruri, mai ales când sunt copilași. Când e multe ce a dus în copilași. Deci nu vorbește despre 13-14 ani, ce despre ea, 5-6 ani, 4, 3, 5, 6 ani, da? E, sunt dependenți în totul de părinții lor. Dacă părinții lasă, sunt ai nimănui. Ei, asta înseamnă smerenie. Să știi că ești dependent în totul, totului tot de Dumnezeu. De Dumnezeu. Și asta nu o poți face decât în Hristos. Pentru că Hristos a fost cel care a fost smerit întâi, nu? Și a spus, luați pildă de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Și tot apostolul le spune filipenilor aici în capitolul da, da zice, să aveți în voi gândul acesta, care e de la versetul 5, capitolul 2, care era în Iisus Hristos, în Hristos Isus, El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, deopotrivă cu Dumnezeu, era ca și era Dumnezeu, ca așa ne spune, nu? Cu zice Ioan, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul s-a coborât printre noi, a luat trup și a coborât noi și a locuit plin de har și adevăr. Deci era Dumnezeu. Dar măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci uh, s-a dezbrăcat de sine însuși, a luat chip de rău, făcând de asemenea unii... Oamenilor, la înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător. Uitați-vă, smerenia cu ascultarea. Când ești smerit, când te smerești, nu faci altceva decât să fii ascultător înaintea celui Și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat spus de mult și a dat un nume mai presus de orice nume. Și numele Lui se va pleacă orice genunchi și cine astăzi nu se pleacă, se va pleca într-o zi, în numele Lui. Dar înainte de asta s-a smerit înainte Lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel a învățat de la el și a spus că Apostolul Pavel Corintianilor de două ori le spune călcați pe urmele mele și nu își zice călcați pe urmele mele că calc pe ale lui Hristos. Adică sunt smerit, știu să trăiesc smerit, pentru că calc pe urmele Lui Hristos și în Hristos, în El, pot să fiu smerit și să trăiesc smerit și să rămân smerit. Pentru că la vremea Lui, la vremea Lui, nu la vremea noastră, la vremea Lui, El să ne înalțe. Înțelegeți? Dar dacă astăzi ne înălțăm și astăzi ne dorim să fim cineva, va veni o zi când vom sta în fața lui Dumnezeu și vom constata că de fapt nu suntem nimic și nimeni, că nu suntem decât un abur care se arată puțin așa pe piere, praful de pe cum am fi întâi. nimic mai mult. Și dacă suntem ceva, suntem pentru că Dumnezeu a pus o comoară în noi cum le spune Pavel Corintenilor, comoara aceasta de preț o purtăm în vasele acestea de lut. Vasul este fără preț, e lut, dar comoara ca Dumnezeu, care Dumnezeu a pus-o noi, asta ne dă valoare. Și comoara asta rămâne în noi cât timp rămânem smeriți sub mâna tare a lui Dumnezeu. Și, repet, asta nu poți face decât când ești în Hristos. Pot totul în Hristos care mă întărește. De aceea pot să fiu smerit și pot să lucrurile, rămân la lucrurile smerite și tot Corintelor zice el, eu aveam pricină de, de, de încredere, aici, prin capitolul 3 zice, am fost extraordinar, da? Am fost mult înaintat, mai înaintat decât cei de vârsta mea, aveam toate șansele să ajung, să fiu evreu dintre evrei, beniamit, în ce privește legea fără vină. Dar ce toate aceste lucruri le-am socotit ca un cu noi, ca să-l prind pe el, ca să-l mă de el, să-l cunosc pe el și puterea vierei lui și părtășia suferințelor lui și să-l știu pe el, pe Hristos, E când ai o astfel de atitudine, rămâi în Hristos, poți să rămâi smerit? Dar asta nu mai e în Hristos. Fără Hristos, Pavel, când a fost fără Hristos, ce-a căutat? Mărirea lumii. Și-a dat acordul, și-a dat înconvițarea la uciderea lui Ștefan. A luat scrisori de la preoții să meargă la Damas. Până în Damas, că a mers în țara vecină, se aduc acolo legați. Avea toate șansele să ajungă probabil urmașul lui Gamaliel, pentru că învățase la școala lui Gamaliel și să ia locul lui Gamaliel. Dar într-o zi când Hristos l-a smerit și s-a smerit, a spus, pentru mine toate acestea nu mai contează decât Hristos. Să mă supun Lui, să fiu găsit plăcut Lui, să fiu în ascultare de El. Acolo vreau să fiu. Când va veni El să mă găsească, vrednic de cinste. Mă portați cu, cu, trupul meu, spunea el, ca nu după ce am vestit de -o alta Evanghelia să fiu eu însumi lepădat. Asta este starea de smerenie și asta nu putem avea decât în Hristos. Mai zice el, încă două lucruri scurte și într scurte zice, m-am depris să fiu mulțumit cu starea care mă găsesc, da? Și îți trebuie smerit și știu să trebuie schimbășug. În totul și pretindu-mă dreptui să fiu sătul și flământ, să fiu Bășu, să fiu în lipsă. Știu să trăiesc în Hristos, pot să trăiesc și în lipsă. Chiar în lipsă pot să trăiesc în Hristos. Dacă nu am nevoile împlinite, dacă nu am uh, uh, pâinea, poate, pentru mâine, știu și pot să trăiesc în Hristos. Dragii mei, E adevărat că unii sunt nevoiți să o trăiască, că nu au. Că așa e lumea asta și sunt atâția care sunt lipsiți de pâine și de zilele. Dar ca să te pui la dispoziția lui Hristos când ai fi avut șanse să nu duci lipsă niciodată și să te pui la dispoziția lui Hristos și unor să fii în lipsă, să fii în bătăi, să fii în foamete, asta numai în Hristos poți să o duci. Numai în Cristos. Uitați-vă în Corinteni, să zic 1 Corinteni, capitolul 11, capitolul 4, cu versetul 11, prin câte necazuri trece el și prin câte. Uh, Corinten, capitolul 4, așa. Uh, până în clipa aceasta suferim de foame și de sete, suntem goi, chinuiți, umblăm din loc în loc următorul set. Ne ostenim și lucrăm cu mâinile noastre când suntem ocoriți, binecuvântăm, când suntem prigoniți, răbdăm, când suntem zdrobiți, vorbiți de rău, ne rugăm. Până în ziua de azi am ajuns de ca gunoiul lumea acestea, ca pădătura tuturor. Crezi că poți să accepți o astfel de situație dacă nu ești în Hristos? Știu că sunt unii care duc lipsă de pâine, dar când sunt prigoniți, oare binecuvintează? ca așa spune el, suntem prigoniți, binecuvântăm. Suntem vorbiți de rău, ne rugăm, ne ostenim și lucrăm cu mine noastre. Când suntem prigoniți, răbdăm. Și mai sunt încă două, două, două corinteni, capitolul 6, de la versetul 8, din nou Apostolul Pavel, la fel, acolo își, își enumeră greutățile slujbei, zice el, în slavă, în ocară, hai să citim chiar versetul de la 4, ci în toate privințele arătăm că suntem niște vrednici slujitori al lui Dumnezeu prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temițe, în răscoale, în osteneli, în vegheri și posturi prin curățire, prin înțelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, printr-un dragoste neprefăcută, prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de, de, lovire, de apărare pe care le dă neprihănirea, în slavă și în ocară, în vorbire de bine și în vorbire de rău și în vorbire de bine, suntem prins ca niște înșelători, măcar că spunem adevărul. Vedeți? Asta poți să faci fără Hristos? Să spui adevărul și să fii privit ca înșelător? Ca niște necunoscuți, măcar că suntem binecunoscuți, ca unii care murim și iată că trăim, ca niște pedepsiți, măcar că nu suntem omorâți, ca ni niște întristați și totuși, și totdeauna suntem veseli, ca niște săraci și totuși îmbogățim pe mulți, ca neavând nimic și totuși stăpânim toate lucrurile. Și continuăm mai departe, de afer în capitolul 11, uh, haideți versul 26, uh, capitolul 11, tot 2 Corinteni, zice, Deseori am fost în călătorii, în din pe râu, în din partea tâlharilor, în din partea celor din iamul meu, în din partea păgânilor, în primești din cetăți, în primești din pustie, în primești pe mare, în dintre frații mincinoși în ostenelii în echeazuri, în priveghiuri, adesea în foame și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte și pe lângă toate aceste lucruri de afară. Uitați frumusețea lui Cristos, în Hristos, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. De ce poți să trăiești în Hristos când ești în necazuri? Pentru că problema ta nu este necazul ci grija pentru toate bisericile. Te gândești la ei, îi porți în inimă, în rugăciuni, în posturi, în toate acestea, te gândești la toate bisericile prin care ai trecut și știi că în urma ta vin lupii răpitori, știi că în, lumea, în urma ta vin uh, apostolii, cum îi numește el în Corinteni, așa nespuși de aleși, așa îi numește în Corinteni. Acești apostoli nespuși de aleși. Vezi, Când ești în Hristos, poți să treci prin toate acestea, pentru că grija mea și grija noastră și problema noastră nu este ce mănânc azi și ce îmbrag mâine. Zice Domnul Iisus, toate aceste lucruri neamurile le caută. Voi căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vă vor fi date pe deasupra. Ei, asta când ești în Hristos, poți să faci asta. Să cauți împărăția Lui, să cauți neprihănirea Lui. Și de celelalte toate se îndură Dumnezeu. Sigur, nu trebuie să cădem nici în extrema alaltă, nu mai mergem la lucru, nu mai facem, nu mai... Că domnul, nu. Că zice apostolul Pavel Tesalonicior, dacă nu greșesc, zice cine nu vrea să lucre, nici să nu mănânce. Și să și la fel lui Titi spune, spune-le cretanilor că despre ei se spune că sunt niște punte ce leneșe, zice, spune -le să lucre, să fiecare să-și vadă de lucru lui. Dar problema și preocuparea noastră nu sunt astea, ci împărăția lui Dumnezeu. Suntem împărăția lui Dumnezeu. Și atunci poți să treci prin toate. Și poți să suporți toate acestea. Sigur că nu toți vom fi la chemarea lui Pavel și la, nu toți vom purta suferințele lui Pavel și, și, ale lui. Prin ce a trecut omul acesta a fost deosebit, o chemare deosebită. Dar dacă ne vom acura în Hristos, vom putea să trecem atunci când nu le avem și să-i mulțumim lui Dumnezeu de lucrurile acestea, de tot ce vine. Nu? Și am întâlnit frați bolnavi, care, până la urmă, te încurajau când îi vedeai. Pentru că era un Hristos. Și pentru că suferi nu era, nu că era ușoară suferința lui. Uitați-vă la fratele răscolă, nu e ușoară suferința lui. Dar când îl înveți și că e omul care caută rugăciunea și astea, te încurajează de astfel de oameni. L Am un exemplu, că oricum îl știți dumneavoastră și că el sunt alții. Că sunt alții. Dar asta nu o poți face decât în Hristos. În Hristos. Și în un gând, zice Apostolul Pavel, știu să trăiesc și în belșug. Vedeți? În Hristos trebuie să știi și poți să trăiești și în belșug. Și când ești în Hristos, vezi lucrurile puțin diferit decât uh, le vede lumea. Lumea le vede, știți, Domnul Iisus, de pildă aceea cu bogatul care a rodit țarina, ne -a spus de mult. Să ce a spus? Îmi voi strânge, voi mări hambarele și voi zice sufletului meu, ei, ai pentru multă vreme, mănâncă, bea și veselește-te. Zice, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul. Și toate acestea, că le-ai strâns ale fi? Vedeți? Dar dacă ești în Hristos, în belșug, le privești lucrurile așa cum le privea Iov. Haideți să... Vreau să ne uităm un pic în, în Iov. Capitolul 31, de la versetul 16. Aș vrea numai să citim, să vedem cum a privit Iov bogăția. A fost cel mai printre unul cel, dintre cei mai bogați din vremea aceea, dintre fiii răsăritului. Și sigur, Dumnezeu l-a trecut prin încercare, dar uite ce spune el, când, înainte de a trece prin încercare, zice, dacă n-am dat săracilor ce-mi cereau, dacă am făcut să se topească de plâns ochii văduvei, dacă mi-am mâncat singur pâinea, fără carofanul să și fi avut și el partea lui din ea, Uh, dacă am văzut pe cel ce, uh, nu, eu care din tinerețe l-am crescut ca un tată, eu care de la naștere am fost sprijinit, am sprijinit pe văduvă, dacă am văzut pe cel nenorocit, duc în lipsă de haine, pe cel lipsit neavând învălitoare, fără ca inima lui să mă fi binecuvântat, fără să fi fost încălzit din lâna meilor mei, dacă am ridicat mâna împotriva europeanului pentru că mă simțeam sprijin de judecător, atunci să mi se dezlipească omrul de la încheietură și să-mi cadă brațul și să se sfărâme. Vedeți cum privia Iov? Omul acesta zice, acolo în ceea ce Dumnezeu m-a binecuvântat, nu era numai al meu, era așa săracului, și văduvei, și orfanului, și alui lui cel nenorocit, și al lui celui dezbrăcat, toate erau acolo. Dumnezeu mi le-a dat mie ca să le dau pentru ei. Dar credeți-mă, asta nu poți face fără Hristos. Dacă nu ești în Hristos, o să spui, da, asta e al meu, dar am muncit pentru el, dar m-am zrubit, știți, nu știu dacă uh, ați auzit povestea asta, dacă am spus-o, cum a... Cred că am fost prea lung în predica asta. Zicea la un moment, frate, frate, dacă ai primi așa 1000 de lei, ai putea să dai din ea 100 de lei, de Da, acum să nu, Da, dacă ai primi mii, ai putea să dai, Da, cum să nu? Da, din salarul tău să dai pe păi, frate, dar pentru asta muncesc. Vedeți? Așa se întâmplă de multe ori cu, cu noi când nu se tân, suntem în Hristos. Păi ăsta e dreptul meu, e munca mea, e... Păi am robit pentru el, cum adică să dau? Dar nu-i bine cuvântarea lui Dumnezeu peste tine? Nu ți-a dat Dumnezeu sănătate când putea să lasă o boală peste tine? Nu, nu ți-a dat Dumnezeu putere de muncă? Nu ți-a dat Dumnezeu un loc de muncă? Nu ți-a rânduit toate, Domnul? Nu ți-a dat fiecare dimineață să te poți ridica din pat? Când alții nu se mai ridică. Diapozit a păzit la plecare și la întoarcere și a fost cu tine și la locul de muncă și peste tot. Și tu spui, al meu? Nu, e al Domnului. E al Domnului. Și Domnul ne l-a încrănițat nouă pentru ca să-l administrăm. Așa trebuie să le privim lucrurile. Dar asta nu poți face decât în Hristos. Când ești în Hristos, poți să ai astfel de privire și să înțelegi tot ce am este al Domnului. Tot ce am este al Domnului, nu este al meu nimic. Pentru că și eu sunt al Domnului. Și când tot ce am este al Domnului, atunci nu mai contează că sărăcea ai Lucie. Înțelegeți? Pot să dau din sărăcea mea Lucie. Nu mă uit la ce nu am, ci la ceea ce am. Nu? Când Domnul, când Elisei îi zice la văduva asta săragă, merge și zice, da, uite ce s-a întâmplat, robul tău a murit, copii, vine să-mi ia. Și Elisei nu a zis, păi, cam ce ai acasă, ce pot să fac eu? Dar ce acasă? Pe atât am, suficient! Înțelegeți că suficientul acesta pus în mâna lui Dumnezeu puținul acesta. Zice, puțin un de lemn. Într-o ulcior, atât mai am. Puțin un de lemn. Du-te, strânge să toarnă, vinde, plătește. Pentru că Domnul se uită la ce ai dacă ești gata să pui în slujba Domnului. Văduva din Sarepta, gândul ăsta la mine și închei, promit, zice, omule al lui Dumnezeu, cum să-ți dau -ți să mănânci? Că eu mai am puțin un de lemn și un pum de făină și mâncăm și murim. Și o spun de la mâna Domnului că așa vorbește Domnul. Uleiul nu se va sfârși, făina nu se va împuțina până când va da Domnul ploaie pe fața pământului. Dar asta când ești în Hristos. Amin. Aș vrea să